Fiți atenți, băieți, că avem geamul la Satsuma. Ia uite. Bă, Emi... Sănătate. Salutare, oameni buni, și bine m-am găsit la un nou episod. Astăzi suntem aici alături de domnul Murareș, ca de obicei, ca de... Să trăiți. Ne-am obișnuit cu prezența lui aici alături de noi. Ne jucăm, ca de obicei, Mi Summer Car, băieți. În episodul trecut am spart geam la mașină și acum trebuie de geam nou. Avem doar 1000 de mărci, din păcate. În episodul... Zi. Taci, că pe episodul tău n-ai vorbit nimic. Taci, zi. Vai ce te bat, vai ce te bat. Dar zi, bă, acum. A, da, să mă concentrez aici, să găsesc cuvintele, că l-am pierdut la Pitești. În parcare, în subteran, în pasat. Pe scaunul din dreapta. Așa. Am fost la TM, am făcut jobul ăsta cu plicul, cu publicitatea, am făcut reclamă, ne-o sponsorizat, ne-o dat banii de... Banii pe bit și am fost până acasă, am dus garata asta cu Kilju și sticlele cu suc ce le-am cumpărat trecută și am fost și până la groapa de gunoi și am recuperat niște sticle goale care le-am dus data cu... Bun, avem vreo 12 sticle de sud ăsta și trebuie să mergem cu ele să le umplem și să le ducem la ăla de... De-i place să bea. Bun. Băieți, așa se conduce cu două mâini pe volan. Deci pe aici dacă dau sfert. Skip... Am mai vorbit pe ăsta mine! Hai să mă for și părinte. Lasă bă, stăm bine. Stăm bine, dar prost. Stă prost, da. Tu bine. Aul. Nu prea mai am sincroane în motor. Cum adică nu mai e sincroane în motor? Motor, doamne, cu tine viteze. Bă, trebuie să duc și lemnele ăla și trebuie să... Mamă, fii atent că mă intru în bani. Intri în bani, să vezi cum ești imediat. Bă, să nu te atingi de gata de Kijo, ai înțeles? Să nu te atingi de aia, că eu ți-o las aici. Să nu mai car cu ea. Și acum, băieți, trebuie să... Următoarea destinație... Groapa de gunoi. Deci tu știi cum bă. Baga treia, îi dau așa și dau așa șoc ca la UTV. Nu prea mai am presiune la apă. Mai bea apă și pișe-te. Ia trusa cu scule. Ia șurubelnița. Desfă... Da, bă, dar tu ești deștept, bă. Desfă furtunul ăla de jos, mare. Scurgi tot lichidul și bagi altul nou. Și gata. Nu mai ar ții să-ți puști în față. Le dau la oamenii mei suete de vreo la desa. Ia auziți. Gata cu sunetul că nu mai avem liniuțe la apă. Bă, când ajunge cifra aia la 14, asta de aici, trebuie să știm că trebuie să ne potolim. Până atunci, Porsche. Teimo, ce pa. A dus sticle și zahăr. Cumpără tot. Luăm și două hive din astea. Luăm tot sucul. Bă, dar nu intră în radiator, ești nebun? Bă, nu intră pișlica în radiator. Așa. Gata, e full radiatorul. Trebuie să mai pun și ulei. Bă, cam ulei. Ia uite. Am destul. Cred că trebuie să le livrești la ăștia. Mamă, ce totu-i. Hai că m-am zis la groapa de gunoi. Bine-s. Și am ajuns la gunoi. Mai una! Arr! Facem chestia asta. Bă, dar de ce nu v-ați făcut mai răsfirați? Să stați unul la 200 de metri față de altul. Despre cine zici? S-au pus proștii ăștia cu case la 100 de metri distanță unul de altul. De bă, și ăștia sunt români, nu vezi?
Îți certați, adrecu. Dacă n-au bandă garduri, stau la 100 de metri în vizea alții. Pira, adrecu, jangă, ne tragi, că-ți dau a treia. Iar filmăm de 43 de minute! Dai, bă! Nu, că-i dau a doua la 100 la oră, îi dau a doua. Accelerează, bă! A, nu-n șanț, nu-n șanț! Rara, și ține-te de volan, bă! Pe centura e degeaba. Am ajuns la fletari! Neapărat să bag cu cafea, că nu mai merge. Culcă-te, bă! Păi n-am unde să mă culc, de fapt pot să mă culc pe canapea, dar am treabă. Da, accelerează, mă, decât să țină. Uite, da. Am scăpat în șans cu mașina. Că aveam frâna de mână trasă! Terve, terve! Mikaeli, poilla mielessä! Poilla mielessä, mâncat saas gura ta! Joo, 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 sä niinku meinaat, että mun tarvitsis tohon sun satsuman paskaa niinku koskee tämmösillä äijäkään. De ce vrei să fii nesimțit cu mine? 1899 îmi cere pe parbriz. Asta este pe cam. Perculaina, että pääset kotiin. Perculaina, taci perculaina, vrei. Băieți, mamă ce sări în aer, futu-ți saltareața mătii. Ia uzi-o. Mamă ce mă mângea pe suflet. Auf! Auf! În sfârșit simt și eu că mi se... Scoală. Dar scapă de pe drum! Nu, că eu mă văd în șansă. Și normal că asta n-are frâne. Mi-e frică că scap cu mașina lui ăsta în șans. Bă, sper să-mi ajută chijul pentru... Cum dracu n-am scăpat, bă, cu mașina lui ăsta în șans? Bine, stăm pe spate, băieți. De ce omul meu la 4 dimineața este afară cu sticle de chijul? Iau, iau. Bă, fraților, oleu, oleu, oleu. Cred că ne vedem data viitoare cu geamul de la mașină reparat. Da, că e noapte și nu văd nimic și eu vreau să ies de la ăsta. Am scăpat deja. Hai, gata, bă, că nu mai gata. Bă, fraților, eu mă trebuie pe acest episod, ăla și-a scăpat în șanț. Asta este, după să le iei pe toate într-o viață de câine. Eu trebuie să mă duc să mă odihnesc un pic, că nu mai pot, mă doare capul, deja filmăm de o oră. Da, like, share, subscribe, știți prea bine povestea, rară și mai e ceva de spus. Să sperăm că ne vom revedea data viitoare cu mașina scosă din șanț. Da, pe canalul lui Rareș, îl aveți în descriere. Toate cele bune, pa, pa! Pa, pa!